O după împrumutată care transporta un cal s-a izbit cu o Dacia care rula cu viteză prea mare. Într-o curbă pe centură, autoutilitară a făcut balans, iar șoferul nu a mai putut să se mențină pe carosabil, pătrunzând pe contrasens. O fetiță de 10 ani și un pasager din Dacia au avut nevoie de îngrijiri medicale ale medicilor din ambulanță. Șoferul Dacii spune că nu a mai putut să evite duba care intrase în balans, iar carul a fost și el rănit. Odată înțeles că tu conduceai regulamentar, tu mergeai... Da, eu mergeam regulamentar. Din ce parte veneai, dinspre Cerneț? Veneam dinspre... Și el a făcut balans, a vrut să întoarcă, ce a vrut să facă? Nu știu, mă trezi cu el în fața mea, mă băgai eu cât puteai, dar tot mă aruncă tu încerc... De-aia ieși și afară, da, că ai încercat da, să le eviți. Da, am încercat să le... Șoferul Dubei împrumutase mașina de la un prieten pentru a merge la târg să-și cumpere cal și material lemnos. Dar v-a făcut balans mașina, ce v-a... A intrat în balans remorca. Remorca. Da. Și n-ați putut să o mai țineți în... Am zis că nici mașina nu e asta, nici remorca. Medicii au intervenit la fața locului pentru a îngriji victimele, însă doar un bărbat a fost transportat la spital, fetița fiind doar speriată. A fost la un pas să vă omoare, doamnă. Da. Da. Remorca, ce zice el că îi făcea balans? Îi făcea balans. Da, îi făcea. Da. Lasă, cum a zis-o pe stradă? Îi făcea balans așa. Cu vreo clipă văzură. Cum ne văzurăm în noi, gine? De unde veneați dumneavoastră? Noi veneam din coa. De la, despre Cerneț? Da. Și calul e lovit? Am văzut că da, da. Aveți o iapă frumoasă. O șoldi. O șoldi. Și șoferul a tras să iese afară, doamnă, să înțeleg. Păi, da, se trână. Fetița mică, a cui este? A lui doamna, la Dacia. În Dacia. Cei doi șoferi nu consumaseră alcool, însă ancheta poliției va stabili cine se face vinovat. Cu siguranță, bărbatul care a împrumutat duba va trebui acum să plătească și reparațiile.